caz incredibil de înșelăciune la Suceava. O femeie cunoscută impostoare în oraș a reușit să escrocheze cu 1000 de euro mai multe persoane, pretinzând că este un polițist din cadrul IPJ Suceava. Aceasta le promitea oamenilor că îi poate ajuta să-și rezolve diferite probleme cu ajutorul funcției pe care o are. Iar printre păgubiți s-a regăsit și mama unui bebeluș de numai câteva luni, grav bolnav. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, știe întreaga poveste. Cristi, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Femeia a profitat de trăsăturile ei bărbătești pentru a putea juca diferite roluri, reușind să înșele cele mai multe persoane, dându-se drept polițist. Aceasta și-a creat mai multe conturi false de Facebook, după care a abordat diferiți oameni despre care știa că se află în anumite necazuri. Reușea treptat să le câștige acestora încrederea, după care le cerea bani, promițându-le că se vor angaja în poliție sau că își vor primi înapoi permisul de conducere suspendat. Sumele de bani cerute erau astfel de ordinul sutelor sau chiar miilor de euro. Printre victimele escroacei s-a aflat și mama unui bebeluș de câteva luni, care avea nevoie de o intervenție chirurgicală la Viena, fiind grav bolnav. Falsul polițist i-a promis că, în schimbul a câteva mii de euro, îi va pregăti dosarul medical necesar operațiilor, însă după primirea banilor, acesta nu i-a mai răspuns femeii. Intervențiile chirurgicale nu au mai avut loc, iar copilul a murit, astfel că mama îndurerată a făcut publică povestea înșelăciunii, iar cazul a ajuns în foarte scurt timp și în atenția adevăraților polițiști. Escroaca, alături de doi complici, o fată minoră și un bărbat, au ajuns în final și în fața instanței. Magistrații au decis ca impostoarea să stea pentru 5 ani și 7 luni în spatele gratilor, decizia fiind una definitivă.